bune ziua, prieteni! Ce mai faceți? Mă gândeam eu într-o zi să vă povestesc despre Dumnezeul meu. Da, da, credincios, dar credincios în felul meu. Și zic, de să vă povestesc ce Dumnezeu am eu, pufășel cu inima mare, nimeni de el nu se teme, toată lumea îl iubește. Dar, blin, altă dată, cum vreau să vă povestesc despre alt Dumnezeu, un fel de ne-Dumnezeu, știu li, asta de-am voi decidați. Tu, blin, decideți! Vă să zic că acum cu ocazia Sfintei Sărbătorii, știți ce sărbătoare? Hai mă, nu vă faceți în ureche. Sărbătoarea asta pentru care toată lumea devine mai smerită, cumpără haine noi și obsește garduri. Ați ghicit. Păi iată, chiar în noaptea învierii de sărbătoare am hotărât să facem bondaj de opinie. Publicat o postare pe Facebook și întrebăm acolo lumea, cine părintele, câți oameni în cor, orgă este sau este playback, ca să știm cum lumea sărbătorește sărbătoarea asta sărbătorită. Și iată, vedeți și voi postarea, da? O poză cu Iisus și e jos. Ну, парк, ну, тей супер апритари. Și eu mă așteptam că lumea să tremată cruce, cruciulițe, altar, grătar, de când colo am primit atâtea valentinci că nu știam cu ce să le capsez, blin. Ia să vedem, de exemplu, prima. Daniel nou ne scrie. Eu te urmăresc cu toate episoadele tale. Ești amuzant, dar în felul că râzi de Iisus sau de Dumnezeu, apoi băgameși în gura ta. Ok, fă mișto mai departe de preoții că ei merită, dar nu chiar de Dumnezeu. Ține asta în tine dacă nu crezi în El. E, multe litere, Daniel, am apreciat efortul, dar ce spune tu acolo la modul condițional optativ că ți-ai băga în gura mea, ce anume, adică dacă eu am înțeles corect și dacă tu ți-ai băga în gura mea ceea ce eu cred că tu ți-ai băga, asta tu în numele Domnului sau cum? Oricum, Daniel, mersi, ca de la bărbat la bărbat, mersi. Mergem mai departe, facem o cunoștință cu Sergiu Olaru, încă un fan al emisiunii noastre care scrie, cred că ai căzut cam în fața 90% care te urmăreau. Eu abia am început să privesc videourile tale despre politică, dar de acum încolo, minus 1. Minus 1 în sens că grade afară. Dacă te-aș vedea pe stradă, scrie Sergiu, te-aș scuipa. Și dacă nu la direct, atunci la figurat, la sigur. Mi-a vomitat de la vezul unui așa toromac. Rivederci, porcule. Poliglot acest Sergiu. Ciao, bombino, ți-aș fi spus și eu, dar nu înainte de a afla răspunsul la marea taină. Ce înseamnă să scuipi la figurat? Ладно, a să tragi tu în fața mea, în direct, cum spui tu, o harcea de asta Royal Deluxe. Dar dacă nu în față, dacă nu în direct, cum o să mă scuipi tu la figurat? I don't wanna spoil the surprise, dar pur și simplu curios. Mersi, Sergiu. Și încheiem prezentarea de azi cu un comentariu din partea lui Pavel Stratan. Nu, măi, nu vedeta ce super pupil Pavel Stratan. Dar Pavel Stratan anonimul de pe Facebook. Vedeți și voi, 18 druci pe Facebook, Mr. Bean Profile Pic. Pavel scrie, nu destul că ești o lașară, tati lumea știa asta, dar mai ești și prost și chiar nu găsești teme de discutat, ai ajuns la religie bădlă proastă. Stai puțin, n-am înțeles. Religia este bădlă proastă? Tu asta ai scris? Da. Uite, cam asta, prieteni, cu un gust amar de nedumerire am rămas eu în urma acestei nopți învieri. Până acum nu mi-e clar, oamenii răspândesc ură și în gură în numele Domnului? Sau poate eu n-am citit atent cele patru evanghelii, care sunt trei de fapt, una de la Luca și una de la Ioan. Bun, vă las pe voi să răspundeți în comentariu, nu vă promit, dar vă promit să ne revedem. Până atunci vă doresc sănătate, poftă bună și să aveți ouă cât mai proaspete. Arrivederci!